În speranța că va cuceri Ucraina, Moscova a trimis la bătaie cei mai de seamă piloți ai aviației ruse. Unul dintre ei însă a fost capturat de luptătorii ucraineni după ce avionul său, un Suhoi 25, a fost doborât lângă Cernihiv. Un avion de vânătoare rusesc, un model Suhoi 25, a fost doborât în Cernihiv. Imediat, forțele ucrainene au trecut la arestarea pilotului, potrivit presei din Ucraina. După ce a fost prins, ucrainenii spun că și-au dat seama că prizonierul lor era nimeni altul decât pilotul Krasnoyartsev, care apare în alte imagini alături de Vladimir Putin, dar și de președintele sirian Bashar al-Assad. Copilotul avionului nu a supraviețuit în urma atacului ucrainenilor.